dragilor! Aici, în Norvegia, a venit în sfârșit vara și a venit o vară nesperată, călduroasă, frumoasă, cu mult soare. La propunerea prietenilor noștri dragi, am decis să facem o mică excursie într-un weekend prelungit la cascada Væringsfossen, una din cele mai cunoscute și spectaculoase cascade din Norvegia. Am pornit de dimineață, drumul a durat mai mult de 4 ore, dar a fost un drum foarte plăcut, am văzut peisaje superbe de-a lungul drumului, drumurile sunt în general destul de bune, nu se poate merge cu viteză mare, în schimb sunt bine întreținute, traficul este în limite normale, iar peisajele sunt de-a dreptul superbe. După ce am părăsit zona de sud-est, de unde am pornit noi, la scurt timp am dat de zăpadă. Pe marginea drumului se vedea destul de bine cât de multă zăpadă poate fi acolo. De ce sunt pus stâlpii? Asta este pentru a vedea unde sunt contururile șoselei, pentru a putea face degajarea zăpezii în timpul iernii. Dacă în alte zone stâlpul de 1,5 m, aici e de 3. De cealaltă parte se vede cam cum a fost zăpada în iarnă. Wow! Și ce cald e și plăcut! Și am pornit din nou la drum. Deși a durat câteva ore, drumul mi s-a părut relativ scurt datorită peisajelor superbe. Am ajuns la destinație și ne-am cazat la hotelul Fosli, o clădire din secolul al XIX-lea. Camera e foarte drăguță. Oh, ce drăguță e! Masă micuță. Canapeaua, pe care ne-am pus lucrurile deja. Aici e terasa! Liniștea superbă! Wow! Și acum să mergem să vedem baia. Surpriză! Surpriză plăcută! Mică, dar drăguță. Ce important pentru pe jos e cald. Aici sunt disponibile 21 de camere pentru oaspeți cu baie proprie și wifi. Ola Garen din Sysendalen a fost cel care a avut ideea de a construi hotelul în jurul anilor 1880. Pe vremea aceea era doar o potecă până în vârful Væringsfossen. Turiștii englezi s-au plâns anterior că un hotel de aici ar putea deveni o atracție mondială, iar Ola i-a crezut pe cuvânt. Dar pentru a-și putea realiza planurile, a trebuit să aibă un drum mai bun. Toate materialele pentru hotel trebuiau transportate călare, așa că s-a amenajat un nou drum. Hotelul a fost numit Fosli Hotel și a fost proiectat de arhitectul Frederick Konow. A primit primii săi oaspeți în 1887 și a fost finalizat în 1891. Hotelul este deținut în continuare de familia Garen, de peste 4 generații, iar astăzi este condus de strănepotul lui Ola, Erik Garen. Astăzi are 21 de camere disponibile pentru oaspeți, restaurant, cafenea, bar și un mic magazin de suveniruri. Locația hotelului este exact pe marginea Hardanger Vida, iar această locație face din Fosli un bun punct de plecare pentru drumeții. Wow!